dacă v-am zis ucrainean, dar mă străduiesc să aduc și cultura românească pentru ucraineni, cred că eu că e un lucru ceva deosebit. Vă mulțumesc mult și vă doresc domnului Vasile, domnului Pătrașcu, succese. Știu foarte mult ce înseamnă să faci o ediție oarecare, că am lucrat foarte mult, de mulți ani de zile, știu, de la prima literă care apare de la autor până la momentul când apare o carte. Asta e un lucru foarte, foarte greu și foarte important, mai ales pentru cei care vă așteaptă. Vă doresc numai succese și Doamne ajută! Și înainte de a da ultimul cuvânt unui dintre fondatorii societății noastre, care stă acolo liniștit, calm, acolo la sfârșit, acolo la dumneavoastră. Până atunci, avem alături de noi, aici, pe domnul Romeu Strape, muzarist de forță, un de domnului europeană, dar un domn care e un jupân, domnule, în primul rând, și în Castra, și jupân de pardon, în lumea aceasta jupânii, un zealist de forță, aproape îmi pare rău că a plecat cu că domnia sa este și un poet extraordinar, păcat că în ultimul timp face numai zealiste și licenat. Îi sprijine pe oamenii noștri din Bucovina în realizarea diverselor proiecte. Și Societatea pentru Cultură Românească Mihaelescu și Fundația Culturală Casele Mirocuniei și pe românii din nordul Bucovinei pentru a ieși din diverse situații de criză, precum a fost familia Ceuca și mulți alții. Domnul Romeu Strade este un român extraordinar care se dă în noastră. Grec, dar mă rog. Grec, dar este grecul nostru. Hurmuzache tot a fost grec. Ce că Hurmuzache tot grec a fost. Nu există la Paris un centru, un sediu al centrului cultural. Deci nu au un asemenea sediu. Institut acolo e. Acolo este Institutul Cultural Român, dar nu au o asemenea. Acolo este o cărciumă românească care se numește Doina, de pe vremea lui Ceaușescu, condus de un colonel sub acoperire din Pitești. Așa, chiar stăteam acum, l-am avut invitat prin Matei Vișne, dramaturgul, scriitorul, colegul de grupă cu mine, care lucrează la Radio France Internațional, mă rădăuțeam ca și mine, ne-am născut la 300 metri în viață. El pe strada Friedrich Engels, eu pe Porta Modă, deci o diferență. Așa, și Matei îmi povestea, zice, mă, când am fugit din România în 87, am ajuns la Paris, am așezat la locul meu, adică într-un cămin muncitoresc, unde erau tunisieni, algerieni, maghrebieni, toate neamurile. Eu vreau să merg la teatru, ei îmi dau droguri pe acolo și trebuie să fac niște da. L-au preluat Monica Lobinescu, Virgil Ierunca, Virgil Tănase, toți ceilalți scriitori de marcă, și l-au mutat acolo, în altă parte, și ăsta zice, dom'le, mergeam, hai să mâncăm undeva unde se mănâncă românești. Și Monica Lovinescu și Virgil Ierunca l-au dus vis-a-vis de restaurantul Doina. Care restaurant Doina, eu cărcinar, am fost acolo, e mică, mică de tot, așa că am de două ori pe toaleta de la Dumnezeu, doamna, și o mică terasă afară. Securiștii de la Doina stăteau pe partea asta, la cafenele de palas, stăteau poziția, adică Matei Vișnec, Ierunca,
uitau unii la alții. Și ăștia procurau ziarul Scânteia. La securiști din țării, citiți! Deci nu există o asemenea locație la Paris. Nu există. La Miuche nici atât. Deci în momentul de față, un fost elev de-al meu face un moment la un laț de restaurante cu specific românesc și calape pe cultură. Cultura românească cu românesc. Nu există. La Paris nu există. Nici la Roma, nici în Germania, nici în Anglia există. Și tot o rădăuțeancă. O rădăuțeancă a deschis un laț de restaurante și magazine cu specifică. Și merge extraordinar. Ce face dumneavoastră acum, ce ați făcut aici, este cu totul extraordinar. Deci nu vă dați seama, nu știu dacă realizați ce ați făcut. Și cu pictură și cu aici este investiție. Foarte serioasă. Cu siguranță că aici se vor întâlni scriitori, oameni de cultură, artiști. Va fi o capșa. O capșa a Cernăuțului. Dar vreau să vă spun un lucru. Există o epigramă, maestru ăștia. Pentru că epigrama spune așa, ca trenul. La capșa, unde vin doar seniorii, prăjituri. Într-una se mănâncă prăjituri, într-alta se mănâncă scriitori.